Câtă suferință și câtă durere poate îndura inima unui copil? Cel mai bine o știe cu siguranță Nicol, un copil de doar 5 anișori care a suferit până acum două intervenții chirurgicale. Ultima în Spania, unde ar fi trebuit să meargă și la un control, însă din cauza faptului că părinții nu-și permit au fost nevoiți să amâne de două ori controlul. Nicol este o fetiță de 5 ani, cu minte și extrem de frumoasă. La fel ca și sora sa geamănă, micuțele au venit ca o binecuvântare în familia Șalvari, bucurându-l nespus pe tatăl lor, care după un băiat și-a dorit și o fetiță. Bucuria nașterii celor două fetițe a pălit rapid pentru cei doi părinți, suferința luându-i locul. La câteva zile după naștere, mama a observat că ceva nu este în regulă cu una dintre gemene. Pentru că nu a fost mulțumită de răspunsul dat de la Botoșani, mama a luat drumul Iașului, de unde a primit recomandarea să meargă la Târgu Mureș. Aici medicii i-au descoperit o boală gravă la inimă. Ce diagnostic? Ventricul unic, cu dublă cale de intrare și transpoziție de vasă mare. Și așa, la doar 4 luni și jumătate, micuța Nicol a suferit prima intervenție chirurgicală. Prima operație am făcut-o aici, la Târgu Mureș, în România. Ne-au dat șanse foarte mici, chiar și înainte de prima operație. Și a doua operație am hotărât să o facem în străinătate, în Spania. Și acum urmează a treia. Până la a treia intervenție, micuța ar trebui să meargă măcar o dată la control. Deja, din cauza faptului că părinții nu și-au permis financiar, Nicol a pierdut de două ori această șansă. Tatăl său a lucrat în Spania, însă a rămas fără loc de muncă din cauza crizei financiare. În zadar a încercat aici să-și caute un job. Mama se îngrijește de cei trei copii și nu poate merge la muncă. Din fericire, tatăl a reușit să-i facă un act fetiței în Spania, astfel că îngrijirile medicale nu trebuie să le plătească. Oamenii nu au însă bani pentru a se descurca cu transportul și alte cheltuieli ce trebuie făcute în Spania. Pentru asta, ei ar avea nevoie de cel puțin 2000 de euro. Cu banii care îi primesc nu pot să mă mai descurc, să ajung și cu ea la să operez, să fac bine. Ați spus că ați amânat de două ori controlul în Spania. Acesta este motivul financiar? Da, din cauza că nu am mai avut bani, nu am mai putut să mai ajungem acolo, în Spania, să o să ducem la control și să putem să rezolvăm această problemă cu ea. Nu știu cum pot face treaba asta, să ajung, să termin, să fac sănătoasă, să poată să se bucure și ele copilăriei. În ochii mari și frumoși ai copilei se citește încrederea și speranța că în curând se va putea bucura de copilărie așa cum orice copil de vârsta ei o face. Pentru viitor chiar are și planuri. Toamnă, mergi la școală? Da. Aștepți? Da. Îți place? Da. Mergi cu sora ta? Da. Oamenii cu suflet mare care vor să o ajute pe Nicol o pot face donând lei în contul RO 65 BTRL 007 012 0 AS 14345 XX, deschis la Banca Transilvania, pe numele Șalvar Angela, sau un euro în contul RO 09 BTRL 0007 420 AS 14345 XX.